Bună și bine te-am regăsit la un nou videoclip de anatomie realizat de canalul de YouTube Medicina Generală. În videoclipul de astăzi, noi o să discutăm despre mușchiul splenius. Mușchiul splenius se împarte în mușchiul splenius al capului și mușchiul splenius al gâtului. Mușchiul splenius reprezintă un mușchi subțire și lat, situat profund de mușchiul trapez, romboid și dințatul posterosuperior. Da? Deci, raporturile, da? Deci, mușchiul splenius este acesta, este situat profund, adică sub mușchiul trapez, sub mușchiul romboid și sub mușchiul dințat superior. Mușchiul splenius, este întins din regiunea Cefei, da, deci din regiunea Cefei, în partea superioară a spatelui. Origine. Jumătatea inferioară a ligamentului nucal, deci aici trebuie să fie ligamentul nucal, dar nu se vede pe această imagine, deci jumătatea inferioară. Deci aceasta este de aici până aici, jumătatea inferioară a ligamentului nucal. Procesele spinoase ale ultimelor vertebre cervicale. Deci acestea sunt procesele spinoase de aici până aici. Procesele spinoase ale ultimelor vertebre cervicale. Aici este vertebra cervicală 7. Și primele 4-5 vertebre toracice. De aici. 1, 2, 3, 4, 5. Vedeți că se termină aici, în această zonă. Ok. Uh, fibrele moșchiului splenius au un traiect superior, da, au un traiect superior și se împart în două porțiuni, cum am spus, în, într-o într porțiune a capului și o porțiune a gâtului. Porțiunea capului, deci uh, moșchiul splenius al capului, acesta, uh, se inseră pe jumătatea laterală a mastoidei. Deci aici, pe jumătatea laterală a mastoidei. Iar moșchiul splenius al gâtului, pe vârful proceselor transverse ale atlasului și axisului. Bun. Raporturi între cei doi mușchi, adică așa între cei doi mușchi, trebuie să vină și pe partea asta, se formează un spațiu triunghiular. Aici o să se formează un spațiu triunghiular cu baza pe occipital, aici este osul occipital, deci cu baza pe occipital, numit triunghiul intersplenic, în care se găsesc mușchii semispinali ai capului. Acesta este mușchiul semispinal al capului și aici trebuie să vină, da? acoperă acești mici mușchi. Și mușchiul uh, semispinal ai capului sunt perforați de nervii occipital mare și occipital al treilea. L-am putut observa, da? Deci pe, pe o altă imagine. Aici... trebuie să fie perforați, deci sub acest moșchi trapez avem moșchi semispinali ai capului. O să fie perforați de moșchiul occipital mare și moșchiul occipital al treilea. Bun. Apoi, moșchiul splenius este acoperit, am spus, de trapez, de romboid și de dințatul posterosuperior, superior, iar la rândul său acoperă moșchii planului următor adică mușchii profunzi situați de acesta. Inervație. Este inervat de ramurile posterioare ale nervilor cervicali, iar vascularizația este realizată de ramuri din artera occipitală și, ar și artera transversă a gâtului. Acțiune. Când acționează bilateral, realizează extensia capului și a gâtului. Când se contractă unilateral, înclină capul și gâtul. Putem vă observa cum Înclină capul și gâtul. Și rotește capul și gâtul de aceeași parte. Bun, și aceasta a fost lecția pentru astăzi. Noi ne revedem data viitoare cu alte noi videoclipuri legate de anatomie. La revedere!